La Gorj, toate fermele de păsări, dar și magazinele care comercializează carne de pui din import sunt verificate de medicii de la DSV. Se urmărește atât depistarea prezenței virusului, cât și respectarea măsurilor de prevenție a apariției bolii. La nivelul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Gorj s-a întocmit un plan de măsuri urgent pe care trebuie să-l respectăm al literam. Astfel, două echipe de medici inspectori din cadrul DSVSA ne-am deplasat astăzi pentru a verifica condițiile de respectarea biosecurității și bunăstării animalelor. Reprezentanții uneia din fermele verificate spun că nu au apărut probleme până în acest moment. Sunt în pericol fermele de pui din România? Deocamdată nu. Nu avem noi. Avem totul securizat, avem toate măsurile luate. Deocamdată nu. Deci pentru noi încă nu sunt probleme. Ar putea într-o scădere a comenzilor? Da, se poate, dacă se extinde, dar deocamdată nu s-a extins, noi nu avem probleme. La ferma de aici, de la Târgu Jiu, au fost probleme de-a lungul timpului cu gripa aviară? Nu, n-am avut. Reprezentanții DSV Gorj mai spun că populația nu trebuie să se panicheze și asta pentru că virusul nu reprezintă un pericol și pentru consumatori.